Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Prin Plan Obiectiv la Televiziunea Română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Analiștii politici susțin că nu sunt motive de îngrijorare pentru România în ceea ce privește începerea unui conflict armat pe fondul creșterii tensiunilor dintre Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, autoritățile spun că este bine să fim pregătiți pentru orice situație de risc. Așadar, despre adăposturile civile discutăm în debutul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Pentru început, urmărim un reportaj realizat de colegii mei de la Știri, care face vorbire despre faptul că în județul Cluj există 198 de astfel de adăposturi care, în caz de nevoie, pot adăposti aproximativ 14.000 de persoane. Cum spuneam, urmărim acest reportaj, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi, Prin Plan Obiectiv începe chiar acum la TVR. Adăposturile trebuie să îndeplinească anumite standarde. Cele care au peste 100 de metri pătrați trebuie să aibă SAS, adică o încăpere tampon, spații de adăpostit, grup sanitar și ieșiri de salvare. În cazul celor mai mici, SAS-ul poate să lipsească. Ne aflăm în adăpostul unui bloc care ar putea găzdui 120 de persoane în cazul unui atac. Acesta a fost gândit ca persoanele să aibă un metru pătrat spațiu și 2 metri cubi de aer. Adăposturile sunt în administrarea asociațiilor de proprietari care au datoria să le mențină în cea mai bună stare. Primăria este cea care se ocupă de gestionarea așa ziselor buncăre, iar reprezentanții ISU le verifică periodic. Fiecare adăpost trebuie dotat conform normelor cu instalație electrică, sanitară, dar și cu sistem care să asigure ventilarea spațiului. Acest adăpost este prevăzut cu instalații speciale. Are atât o instalație de ventilație care poate să fie acționată electric, cu motor electric, pentru a aduce aer proaspăt celor care se află aici și este dotat cu un sistem de filtrare a aerului, iar în caz că se întrerupe alimentarea cu energie electrică, poate fi acționat și manual, astfel încât să poată să aducă un flux de aer proaspăt pentru persoana care se află înăuntru. Pe timp de pace, adăposturile își pot schimba destinația. Multe dintre acestea au devenit, de altfel, spații de depozitare. Boxele existente în cadrul acestui adăpost pot fi demontate rapid, fiind gândite special pentru acest lucru. La nivelul județului Cluj există 198 de adăposturi publice de protecție civilă. Ele sunt amplasate astfel încât să deservească toate cartierele municipiului Cluj-Napoca, cât și alte localități din județ. Potrivit legii 481, aceste adăposturi pot fi folosite pentru alte destinații, cu respectarea normelor tehnice și obligația de a fi eliberate în maxim 24 de ore în situații excepționale. De asemenea, primarul are obligația de a lua măsuri și de a controla menținerea acestor adăposturi, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență controlează periodic funcționalitatea acestora. Adăpostul pe care l-am vizitat are 120 de metri pătrați și este prevăzut cu 5 evacuări de urgență, dar numărul acestora variază în funcție de dimensiunea adăpostului. Fiecare adăpost trebuie să fie dotat și cu o cale de ieșire sau mai multe în cazul acestui adăpost, astfel încât în situația care ar fi blocată calea principală de acces, persoanele care sunt înăuntru se poată evacua de urgență. Din numărul total de muncări existente la nivelul județului, 162 sunt localizate în municipiul Cluj-Napoca, 5 în Dej, 13 în Turda, 5 în Gherla, 4 în Câmpia Turzii, 2 în Huedin, 3 în Florești și 1 în comuna Mihai Viteazu. Clujenii se tem de un posibil război, iar mulți dintre aceștia nu știu că la nivelul județului există adăposturi civile în cazul unui atac aerian. Mai mult, aceștia consideră că țara noastră nu este pregătită să facă față unui conflict armat. Nu pot să zic că nu mi-e frică și evident că ar fi afectat. Știți că există în Cluj-Napoca mai multe adăposturi, știți despre acestea? Nu știu, ce mi s-a părut ciudat că am văzut scoase case care au buncăre la vânzare. Stau la țară și atunci am pivniță. Să sperăm că nu va fi niciun război și totul decurge normal așa cum am fost învățat de 76 de ani. În 76 ani n-am avut război și nu doresc să avem pentru că suntem nepregătiți. În pivnițele blocurilor sunt numai boarfe și lucruri care nu le mai folosesc oamenii, iar blocurile cu pregătite pentru război nu sunt dotate. Adăposturile existente la nivelul județului Cluj asigură protecția unui număr de aproximativ 13-14.000 de persoane. La nivel național există 4.538 de adăposturi civile. În caz de război, Ministerul Apărării Naționale este cel care elaborează strategiile de apărare a populației, iar adăposturile pot fi sau nu folosite. De exemplu, în cazul evacuării unui oraș, acestea nu vor fi luate în calcul. Am revenit în direct, urmăriți Prin Plan Obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Discutăm pe larg acum despre acest subiect. Alături de mine se află locotenent colonel Andrei Biric și ofițer de presă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau, domnule locotenent colonel, să pornesc discuția cu dumneavoastră de la faptul că nu ne dorim sub nicio formă să semănăm panică. E doar o situație prin care vrem să conștientizăm existența acestor instrumente, să le spun, nu, sau locuri care ne pot feri, și despre faptul că prevenția e extrem de importantă în eliminarea unor potențiale situații de risc. Mai ales am văzut în reportajul realizat de colegii mei de la știri, lumea nu prea cunoaște despre existența acestor locuri. Da, într-adevăr, este o chestiune care aparține asociațiilor de locatari, care, bineînțeles, pe timp de pace, așa cum se spunea și în reportaj, ele pot fi folosite pentru alte destinații. Ele se numesc adăposturi de protecție civilă și, într-adevăr, în momentul în care ar exista posibilitatea sau se întâmplă o situație excepțională, ele pot să deservească și în scopuri de apărare pentru a proteja utilizatorii acelei clădiri. Da, bineînțeles, sunt luate în calcul strategii care nu aparțin Inspectoratul pentru Situații de Urgență în ceea ce privește modul cum se poate proteja populația cel mai bine în caz că există un risc, o amenințare, însă sunt lucruri care, în funcție de cum se evaluează acel risc de către autorități, se iau în consecință și se pun în aplicare. Înțeleg că dacă ar fi nevoie, în maxim 24 de ore acestea ar putea să fie pregătite, nu, și în situația de a fi utilizate. Repet, dacă e cazul, are și primăria atribuții în acest sens. Cum ar fi anunțată populația sau cum ar putea oamenii să înțeleagă atunci existența lor și maniera în care pot fi accesate? Cu siguranță, în momentul în care ar fi evaluat o situație de risc, persoanele care sunt cu atribuții în acest domeniu, inclusiv Ministerul Apărării, și sunt autoritățile centrale care evaluează aceste riscuri în mod foarte serios, ele comunică din timp faptul că crește riscul și, bineînțeles, și ceea ce este de făcut. Bineînțeles, situația este alarmantă în cazul în care este în vecinătatea noastră posibilitatea sau riscul creșterii unui conflict. În ceea ce privește modul cum se pot proteja persoanele, sunt prevăzute în aceste prevederi legislative adăposturile acestea de protecție civilă, care într-o situație de funcționare destul de dificilă pot să asigure o protecție mai bună pentru utilizatorii acelui clădiri. Repet, nu este singura variantă care este luată în calcul de tot ce înseamnă Sistemul Național de Apărare, ci este o variantă care rămâne valabilă într-o situație excepțională. Tot așa, cu titlul informativ, există anumite semnale pe care populația ar trebui să le cunoască și care funcționează în astfel de situații de pericol? Cine le dă? Știu că uneori autoritățile testează doar pentru a se asigura că aceste emițătoare de semnal auditiv funcționează în continuare. Cum facem deosebirea? Cum știm care e acel semnal și ce trebuie să facem într-o astfel de situație? Da, este vorba despre Sistemul Național de Alarmare. El este gândit în așa fel, în cazul în care există o situație iminentă care urmează să afecteze comunitatea, să fie pus în funcțiune, și sunt prevăzute trei situații distincte care presupune, prin recunoașterea acelei succesiuni de sunete, să poată fi luate în considerare de către populație. Vă precizez că aceste lucruri, în cazul în care vor fi analizate și vor fi cu siguranță o creștere a nivelului de risc pentru populație, vor fi comunicate populației. Nu sunt chestiuni care sunt ținute, cum ar veni, undeva la secret sau care nu pot să fie accesibile populației. Eu cred că trebuie să urmărim autoritățile care au obligația să, care fac parte din Sistemul Național de Apărare și care au obligația să evalueze aceste riscuri, și în funcție de ceea ce ne transmit noi să putem fi în măsură să le urmărim și să respectăm acele măsuri care se recomandă. În acest moment
Nu este vorba despre așa ceva. În completare a ceea ce a spus dumneavoastră, pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se află și lista completă, documentul care cuprinde locațiile acestor adăposturi pe județe, pe localități. Deci pentru cine e interesat de această situație, e publică, nu se poate documenta oricând. Dar vreau să mă îndrept spre o altă zonă. Știu că sunt reglementări în ceea ce privește clădirile publice care trebuie să aibă astfel de adăposturi sau în momentul în care anumite clădiri în proprietate privată sunt construite, unele dintre ele, în funcție de anumite specificații, au obligația de a fi prevăzute cu astfel de locuri. Așa este. În ceea ce privește adăposturile care sunt construite la nivelul județului Cluj, există lista adăposturilor publice de protecție civilă publicată de către site-ul IGSU. Bineînțeles, așa cum ați precizat și dumneavoastră, în cadrul legislației există prevederi pentru categoriile, pentru o gamă mai largă de categorii de construcții care au area desfășurată peste 600 de metri pătrați, sunt prevăzute cu subsol și au obligația să-și construiască aceste adăposturi astfel încât în cazul unei situații excepționale să poată să adăpostească persoanele, utilizatorii, persoanele care le utilizează. Am lămurit această situație și repet, doamnelor, domnilor, informația nu e o manieră panicardă în care dorim să vorbim despre aceste lucruri, ci pur și simplu e important să conștientizăm acest fapt. Vreau să discut cu dumneavoastră și despre pericolul pe care reprezintă incendiile de vegetație. În această perioadă, știm, oamenii au început să facă anumite lucrări care, în unele situații, pot fi riscante. Focul din câmp se poate extinde inclusiv spre așezările umane, spre case, spre grădini, pun în pericol gospodăriile. Aveți deja astfel de incidente? Ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc despre această situație? Da, într-adevăr este un pericol real. În ideea că aceste arderi se fac de obicei fără luarea măcar măsurilor de bază pentru a preveni situațiile în care focul se poate extinde la vecinătăți sau poate să pună în pericol vieți omenești, bunuri materiale. Chiar și fumul generat în preajma căilor rutiere poate să provoace o tragedie pe o șosea pe care se circulă, să zicem, aglomerat. Într-adevăr, deja au început aceste alerte care noi le primim, solicitări pentru a interveni, pentru a proteja bunurile oamenilor din partea cetățenilor care se trezesc cu așa cum spuneam, cu proprietatea amenințată de focul pus de către cetățeni pentru a-și curăța terenurile fără a-și lua minimele măsuri pentru a preveni aceste situații. Bineînțeles că legislația prevede clar că aceste lucrări pentru igienizarea terenurilor trebuie făcute cu strict cu respectarea minimilor măsuri. Adică nu poți să pui când este vânt foc, nu poți să o iei fără să ai niște mijloace de primă intervenție la îndemână. Nu se pot face în preajma căilor rutiere sau în preajma obiectivelor care sunt cu pericol de a se aprinde sau să genereze chiar explozii. Bineînțeles, este necesar să se informeze primăria, este necesar să se ia un permis de lucru cu foc, astfel încât să se poată desfășura activitățile în mod organizat și să nu pună în pericol celelalte persoane. Anul trecut au fost două persoane care și-au pierdut viața din pricina faptului că s-au străduit să stângă focul înainte să ajungă pompierii. Iar acest lucru nu este de dorit. Este un avertisment real care dorim să-l transmitem populației pentru a respecta aceste măsuri și a lua în serios riscul care reprezintă a folosi arderea ca și mijloc de igienizare a terenilor și a nu lua minimele măsuri necesare pentru a nu pune în pericol pe ceilalți. Să precizăm acest lucru și aici vă rog să mă corectați sau să dați mai multe detalii. În primul rând, din ceea ce știu eu, punerea acestor focuri în curțile oamenilor, în grădinile oamenilor, nici nu e permisă sau sunt niște reglementări extrem de clare, legale în acest sens. În ceea ce privește permisul de lucru cu focul, care este obligatoriu de obținut înainte de a igieniza terenurile agricole, nu este prevăzut sau nu este obligatoriu pentru cei care își curăță curtea proprie pentru a fi obținut. Cu alte cuvinte, este permis să se folosească focul pentru a igieniza curtea proprie fără a obține permis de lucru cu foc, dar este foarte important ca și acolo să se ia măsurile
minime pentru prevenirea a incendiilor. Adică să nu vă surprindă faptul că au fost vecini care au vrut să-și igienizeze curtea, au dat foc la câteva vegetații, puțină vegetație care a rămas uscată din anul precedent și focul s-a extins la curtea vecinului fără să își dea seama în momentul în care a fost neatent sau a fost o boală de vânt care a intensificat arderea și el nu s-a gândit la așa ceva. De aceea este prevăzut că aceste lucruri se fac cu mijloace de primă intervenție. Adică trebuie să ai o lopată, trebuie să ai o gâdadă cu nisip sau chiar niște chestiuni care țin de un stingător, care nu e mare lucru să îl avem la îndemână și ajută întotdeauna când facem lucrări de acest fel. În momentul în care vorbim despre suprafețele agricole care sunt mult mai mari, acolo reglementările sunt mai drastice și acolo trebuie obținut acel permis de lucru cu foc de la cadrul tehnic din cadrul primăriei. Important să precizăm că există pe lângă aceste reglementări și unele prevederi stabilite de către primăriile locale, astfel că e cel mai important să vă interesați din toate sursele în locația în care vă aflați, exact cum spunea și invitatul meu, locotenent colonel Andrei Biriș, e ofițer de presă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, tocmai pentru a fi în legalitate. Au mai fost, domnule locotenent colonel, situația anul trecut și pe fond pandemic, în care lumea a fost pentru o bună bucată de timp închisă în casă, iar în momentul în care a venit căldura, au mers în scop recreativ spre păduri, spre zonele din proximitatea Clujului, unde au făcut foc, nu? Uneori pentru grătar, pentru distracție, lăsat nesupravegheat, lucruri care s-au transformat în situații extrem de periculoase. Da, au fost înregistrate foarte multe cazuri, au fost numeroase evenimente la care s-a intervenit de către, au intervenit pompierii clujeni, pentru a preîntâmpina distrugerea bunului românești. A fost o perioadă care, și în special în momentul care este mai cald afară, aceste lucruri se întâmplă și ceea ce este cel mai riscant este faptul că ele se produc în același timp în foarte multe locații. Ceea ce înseamnă că forțele de intervenție sunt împrăștiate la un moment dat în foarte multe locații care se gândește lumea că nu-i mare lucru, nu poate să reprezinte un pericol, însă necesită intervenția unui echipaj de pompieri. Și punem în risc în situația unei catastrofe reale să întârzie forțele de intervenție până în momentul în care ajung la locul unde sunt solicitați. Pe lângă acele distrugeri efective care pot fi provocate imediat de acel eveniment. Faptul că se răspundesc echipajul de pompieri pe o arie foarte răspândită reprezintă un risc și de aceea noi ne dorim să transmitem cetățenilor că nu este în regulă să aibă un comportament neglijent în ceea ce privește folosirea arderii pentru igienizarea terenului. Un ultim subiect pe care doresc să-l mai abordez cu dumneavoastră și sper să mai puteți să stați cu noi două minute. Știu că în trecut erau multe situații cu care vă confruntați în ceea ce privește anumite improvizații de natură electrică pe care oamenii le făceau în casă sau în locuințele lor sau în diverse spații de lucru și care și acelea ridicau un pericol important. Mai aveți astfel de probleme? Din păcate, da. Și de multe ori cu urmări tragice, din pricina faptului, într-adevăr, nu se ia în calcul de foarte multă lume, faptul că hai să repar eu o anumită chestiune care mi-e defectă la instalația proprie, mai merge un prelungitor în plus, se bagă mai multe ștechere într-o priză și se ajunge la incendii care pot să provoace paguri însemnate și, din păcate, se înregistrează și cu pierderi de vieți omenești. La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt lansate mai multe campanii care doresc să conștientizeze, care tocmai asta vor să aducă în cunoștința publicului faptul că nu trebuie să fim neglijenți în ceea ce privește improvizațiile la instalațiile electrice și la instalațiile de gaze și orice sistem de încălzire a locuinței pe care îl folosim. În perioada rece, și încă nu s-a încheiat, tocmai mulțumesc pentru faptul că ați amintit acest lucru, se folosesc mai intens sistemele de încălzire, iar imediat, în momentul în care este mai rece afară, noi simțim prin faptul că suntem solicitați în continuare pentru a interveni, pentru a stinge incendii. Câteodată, sau îmi amintesc, acum câteva săptămâni, au fost chiar 9 incendii care au afectat locuințele din județul Cluj. Este o chestiune care vrem să apelăm la cetățeni pentru a conștientiza și a fi responsabil în tot ceea ce înseamnă respectarea
respectarea faptul că este interzis să nu-și facă singuri improvizații la instalațiile electrice, instalațiile de încălzire din locuință. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și pentru toate aceste precizări pe care le-ați făcut. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, mergem în zona de protecție a animalelor. Comuna Florești din județul Cluj e un exemplu de bune practici în ceea ce privește protecția animalelor, pentru că de aproape 2 ani, în colaborare cu mai multe organizații non-guvernamentale, autoritățile au finanțat campanii de sterilizare a câinilor fără stăpâni, iar ONG-urile le-au strâns animalele abandonate și le-au găsit un cămin. Priviți! 2021 a fost un an plin pentru asociațiile pentru protecția animalelor din Cluj. Numai una dintre ele a reușit să trimită spre adopție 469 de animale care fuseseră abandonate pe străzi, de 3 ori mai multe față de anul precedent. De câteva zile, asociația Sirius Animal Rescue are un nou locatar, pe Lily, o cățelușă de aproximativ un an găsită pe un câmp din localitate. Ea este Lily, un câine de pe teritoriul comunei Florești, o comună care, iată, e al doilea an de zile în care implementează, nu știu dacă să zic un proiect pilot, dar un proiect în care primăria este partener cu ONG-urile privind gestiunea câinilor fără stăpân și oarecum s-a adăugat în ecuație și gestiunea câinilor cu stăpân. Adică cum? Uite, primăria Florești este un exemplu dintre acelea de urmat peste tot în care e al doilea an când se bugetează sterilizarea câinilor cu proprietari. ONG-urile împreună cu primăria din Florești au făcut campanii în teren pentru informarea cetățenilor că au obligația de a-și steriliza animalele. Iar acolo unde oamenii nu și-au permis, autoritățile au finanțat operații. Noi nu ne dorim să facem rău câinilor, dorim ca ei să fie luați de pe domeniul public acolo unde cauzează probleme și acești câini să ajungă în familie unde să aibă parte de dragoste și de îngrijire, nici de cum să pățească lucruri rele. Și ăsta a fost motivul pentru care am inițiat o discuție cu toate asociațiile de care aveam cunoștință de pe raza județului Cluj. Oferim posibilitatea cetățenilor să-și sterilizeze gratuit câinii. Anul trecut am sterilizat aproximativ 150 de câini. Raportat la numărul de câini înregistrați pe Florești, care sunt 3400 de câini înregistrați, undeva la 10% sunt sterilizați în momentul în care noi am făcut un recensământ și undeva încă la 10% au fost sterilizați anul trecut. Dacă la începutul acestei colaborări oamenii din Florești erau reticenți, ulterior au început să colaboreze cu ONG-urile. Unii chiar au adoptat căței găsiți. Eu mi-am însușit un câine de pe stradă, care este un câine extraordinar de bun. Ne-am adunat mai mulți iubitori de animale și am prins această cățelușă care acum este aici, am sterilizat-o și încercăm să-i găsim un stăpân. ONG-urile spun că 80% din animalele de pe străzi abandonate de stăpâni sunt femele nesterilizate. Puii de pe stradă provin din curțile oamenilor care nu și-au sterilizat animalul de companie. Gândiți-vă, și asta ați mai zis-o și voi cu noi împreună, gândiți-vă că 80% din puii fătați în România nu apucă primul an de viață, indiferent că este vorba de pui de câine sau pui de pisică. Din păcate, deocamdată, pisicile nu au un cadru legal în care să putem acționa. În cei 4 ani de existență ai asociației Sirius Animal Rescue, 1335 de animale și-au găsit o familie iubitoare, iar mare parte din ele trăiesc acum fericite în Anglia. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți prin plan obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Am văzut acțiunile asociației Sirius în Florești. Discutăm acum despre un alt eveniment, Târg de Mărțișor, eveniment marca Nuca. Și alături de mine, Carmen Delia Mureșan de la asociația Nuca. Te salutăm, Carmen, mulțumim foarte mult pentru că ți-ai făcut timp să intri în direct cu noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. E un șantier mare deschis în această zonă, dacă pot să spun așa, protecția animalelor, pentru că nevoile sunt foarte, foarte multe și uneori resursele nu sunt pe măsură. E nevoie de campanii de conștientizare împotriva abandonului, e nevoie de acțiuni de sterilizare, de găsirea unui adăpost, nu, pentru animalele care sunt abandonate adesea pe stradă, de stăpâni și așa mai departe. Cum spuneam, nevoi foarte multe. Vine această acțiune a voastră, o nouă acțiune în comunitate, prin care se trage și un semnal de alarmă, dar suntem și îndemnați să ajutăm. Despre ce este vorba? Este vorba despre o acțiune care ne ajută periodic să mai facem rost de bani în plus pentru a ne sprijini activitatea continuă,
care înseamnă în primul rând sterilizări. Trebuie să vă spun că doar anul trecut am făcut 2488 de sterilizări. Asta înseamnă că aproximativ 2500 de animale nu vor mai făta anul acesta și nu vor mai fi pui care vor muri în chinuri groaznice și în condiții de neimaginat. Vom avea bani pentru tratamente, pentru să achităm toate facturile pentru cazurile grave pe care le avem, să continuăm educația în școli și așa mai departe. Acest târg pe care noi îl organizăm recurent, cam la 3 luni, este o formă în plus, pe lângă alte modalități, fișele 2%, donațiile ocazionale, sponsorizările ocazionale pe care le mai primim, este o sursă de a face niște bani în plus pentru a ne sprijini această activitate continuă. După cum știți, este o acțiune care nu se poate termina și la care parcă niciodată nu sunt suficiente fonduri și nu sunt suficiente resurse umane. Pentru aceasta vă invităm cu mult drag. Duminică vom avea târgul de mărțișor, unde vom avea de vânzare, pe lângă toate lucrurile frumoase primite de la oameni, vom avea și mărțișoare care încearcă să vă aducă primăvara în suflet, la fel cum am încercat și de Crăciun să vi-l aducem pe Moș Crăciun în suflet. Și vreau să zic că va fi un mărțișor mai deosebit, odată pentru că vor fi cu animale, odată că trebuie să vă gândiți că fiecare mărțișor pe care îl cumpărați va face un cățel sau un pisic fericit, și că toate mărțișoarele vă transmit dragostea noastră, fiind lucrate manual de voluntari NUCA. Să spunem, vreau să construiesc puțin pe ideea pe care a exprimat-o mai devreme, anume oamenii sunt încurajați dacă au diverse obiecte pe care doresc să le doneze, nu tot cu tine iau legătura, da, tu ești cumva persoana de referință în această acțiune. Ce cei care doresc? Am dat anunțuri recurente, tot cumva pentru a strânge marfă nouă, pentru fiecare târg încercăm să strângem o marfă nouă. Primim de la oameni prin donații tot felul de obiecte, de la bijuterii, accesorii, obiecte de decor, interior, exterior, lucruri de la animăluțe. De exemplu, acum vom avea 50 de șoricei care sunt croșetați manual de o voluntară. Avem mărțișoare care sunt făcute de mai mulți voluntari. Vom avea tot felul de lucruri, inclusiv haine foarte bune sau produse cosmetice. Absolut orice lucru care poate fi cumpărat și poate fi donat, noi îl primim, doar să fie în stare foarte bună. Deci să nu fie lucruri care oamenii doresc să se scape de ele sau să le pună lângă ghena de gunoi, pentru că nu este un astfel de târg. Când veniți la noi la târg, o să vă găsiți cu siguranță un lucrușor foarte bun de care o să vă bucurați, care probabil altă persoană s-a plictisit de el, dar este un lucru foarte bun și de care altcineva se poate bucura. Telespectatorii noștri văd chiar acum în imaginile proiectate pe ecran exact atmosfera de la alte ediții pe care voi le-ați organizat. Am văzut chiar și cărți, gablonțuri sau diverse obiecte de ornament în casă. Foarte important, dincolo de această acțiune de strângere de fonduri, semnalul de conștientizare pe care voi îl trageți și acțiunea educativă, care e extrem de importantă în această situație, mai ales doamnelor, domnilor, îmi aduc aminte după perioada de urgență la începutul pandemiei în care am fost obligați să stăm în casă și mulți au adoptat animale, nu? Pentru că se simțeau carmen singuri. În momentul în care s-a deschis puțin și am fost lăsați să ieșim afară, multe din aceste animale au ajuns din păcate pe stradă, iar asta nu e absolut în regulă și spune multe despre empatia noastră, despre educația noastră ca popor în ceea ce privește, nu-i așa, companionii din
din lumea animală. Să vă spun că ne folosim de fiecare eveniment pe care reușim să-l organizăm, inclusiv de aceste târguri, pentru a ne cunoaște între noi. Persoanele care vin la târg nu numai achiziționează ceva, dar și povestesc cu noi, ne pun întrebări, vor să se informeze. Avem în același timp, suntem deschise la orice fel de întrebări, avem și pliante educative. Ne cunoaștem mult cu oamenii și le răspundem întrebărilor și încercăm să ne apropiem de ei și astfel facem un pas înainte cu fiecare eveniment la care reușim să ne vedem și să strângem legătura cu oamenii, reușim să povestim cu ei, să ne împărtășim suferințele prin care trecem și succesele pe care reușim să le facem. Eu cred că este un pas înainte și în ciuda pandemiei noi am reușit să organizăm totuși cu regularitate aceste târguri, chiar dacă datorită restricțiilor le-am organizat în aer liber. Și să știți, chiar dacă a fost iarnă, chiar dacă a fost toamnă, chiar dacă a fost frig, noi am avut inimile calde și am reușit să facem târgurile și să vină o mulțime de oameni. Și cred că asta, într-adevăr, cum ați zis dumneavoastră, este o acțiune și de conștientizare și de mers înainte în domeniul protecției animalelor. Pentru că toate animalele acestea care sunt abandonate, care sunt pe străzi, care sunt în situații critice, noi reușim, sigur, numai la o parte din ele să le facem bine, să le ajutăm să aibă o soartă mai bună și să aibă parte de măcar o perioadă de căldură omenească de care toate animalele au nevoie. Punctai mai devreme și faptul că ați fost alături de comunitate și de Crăciun, e o recurență în evenimentele pe care voi le organizați și se leagă cumva și de aceste perioade în care multe familii, mai ales familii cu copii, își pun întrebarea dacă să ia sau să nu ia un animal de companie. Ce ar fi de reținut și ce este important în această decizie care trebuie să specificăm? Nu e un moft de moment, nu e un moft care poate să dureze sau o perioadă care să dureze doar câteva săptămâni după care duci înapoi acest animal sau pur și simplu îl abandonezi pe stradă. Ce e important dacă avem această ocazie de a te avea alături, să te întreb, să știe persoanele sau familiile care doresc să adopte animale? Întotdeauna discutăm despre procedura de adopție ca fiind o procedură mai lungă și foarte, în care noi încercăm să conștientizăm fiecare persoană ce înseamnă adopția unui animal, că practic este o responsabilitate pe care ți-o iei pe următorii 10-15 ani. De asemenea, încurajăm persoanele care vor să ia spre adopție să ia prima dată pentru o perioadă de foster de 30 de zile, să vadă dacă merge situația, dacă se acomodează animalul, dacă ei se acomodează cu animalul și cu responsabilitățile. Pentru că poate să fie o decizie de moment, cum ați zis și dumneavoastră, de Paști, de Crăciun, să aibă o idee care pe moment se poate dovedi bună și peste două săptămâni se poate dovedi proastă și atunci, pentru ca animalul să nu sufere, inclusiv pentru aceste proceduri de adopție, noi recomandăm prima dată să existe o perioadă de probă, o perioadă de foster și, dacă nu, într-o perioadă foarte scurtă să poți să dea animalul înapoi. Este foarte greu să ne trezim după un an de zile că animalul trebuie să îl primim înapoi, mai ales dacă a fost luat pui și ulterior este dat înapoi ca și adult. Sau foarte multe persoane iresponsabile încearcă să abandoneze animalele și atunci nici măcar nu ajung înapoi la asociație, că ajung pe stradă, se înmulțesc necontrolat, mor și așa mai departe. Deci, adopția nu este un act frivol, este un act responsabil pe care un adult trebuie să-l ia gândindu-se la toate consecințele. Sunt și consecințe pozitive și negative. Trebuie să le cântărească foarte bine și în momentul în care
au decis că vor să facă o adopție, atunci ea trebuie să fie definitivă. Mai ales că trauma și abandonul sunt trăite în egală măsură și de către animale, nu doar de către oameni. Îți mulțumesc foarte mult, Carmen, pentru că ai fost alături de noi. Evident, doamnelor, domnilor, vă așteptăm. Găsiți informații despre acest eveniment, asta vreau să spun, Carmen, despre târgul de mărțișori pe pagina de Facebook a Asociației NUCA. Mergem acum mai departe. Primăria Cluj-Napoca recrutează peste 300 de recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiu. Rolul acestora este de a-i asista pe cei care din diverse motive nu pot completa formularul online dedicat acestui proces și de a colecta date din teren după încheierea etapei de autorecenzare. Această autorecenzare va începe pe data de 14 martie, iar anul acesta întregul proces se va desfășura exclusiv online. Cei care autorecenzează au și parte de beneficii. Administrația locală caută recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca. Începând de astăzi și până în 25 martie, noi recrutăm 312 recenzori pentru efectuarea recensământului și de asemenea 17 recenzori șefi care vor coordona activitatea acestora. Condițiile minime de participare sunt să aibă vârsta minimă împlinită de 18 ani, să știe să utilizeze o tabletă și să nu aibă cazier judiciar. Candidații trebuie să completeze și să trimită o cerere tip pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro. Recenzorii vor primi 10,5 lei pe chestionar și vor lucra 8 ore pe zi. Recensământul va avea 3 etape. În perioada 1 februarie-13 martie vor fi preluate datele din surse administrative și populare. Autorecenzarea populației se va face anul acesta doar online, în perioada 14 martie-15 mai. Completarea formularului durează între 4 și 14 minute, iar cei care fac acest lucru primesc o zi liberă de la muncă. În această perioadă, autorecenzarea se va putea face și asistat, iar rolul recenzorilor va fi acela de a-i ajuta pe cei care nu au internet sau nu se descurcă să completeze singuri formularul online. Acțiunea se va desfășura în spațiile special amenajate de primărie. Persoana care dorește să se autorecenzeze accesează site-ul recensământromânia.ro, platforma autorecenzare, și completează formularul de preînregistrare cu informațiile solicitate, de exemplu CNP, domiciliu, e-mail. Pe adresa de e-mail indicată pe formularul de preînregistrare se transmite linkul pentru completarea chestionarului de recensământ. În perioada 16 mai-17 iulie, recenzorii vor colecta date prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care din diverse motive nu au completat formularul online înainte de această perioadă. Părerile clujenilor despre recensământul online, o premieră pentru țara noastră, sunt împărțite. Mai bine să fie fizic și nu online. Păi, cred că e o decizie bună, având în vedere condițiile de acum. O părere bună. Pentru, zic și eu, pentru cine se descurcă cu online-ul. Dar zic eu că fiecare avem pe cineva care ne poate ajuta în sensul ăsta. E bine, într-un fel. Dar ar fi mai bine să fie și la fața locului cumva, să vadă omul cum e, cum se discută, cine suntem. La nivelul județului au fost alocați 189 de recenzori pentru autorecenzarea asistată, 721 pentru colectarea datelor din teren, 29 de recenzori șef și 81 de coordonatori. Scopul recensământului este acela de a avea statistici care să ofere informații esențiale pentru politici publice naționale și locale, în domeniul economic și social. Rezultatele provizorii ale recensământului vor fi anunțate pe 31 decembrie 2022, iar rezultatele definitive un an mai târziu. Cei care refuză să participe la recensământ sau oferă informații eronate pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când actorii Maria Niță Lupu și Sebastian Lupu joacă împreună pe scena teatrului Regia Maria din Oradea. Fidel scenei, dar și unul celuilalt. Ei sunt invitații mei, aflăm povestea lor chiar acum. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație. Umăr la umăr, exact așa cum vă văd acum și pe scenă, dar și în viață. Da, de mulți ani, de 30 de ani suntem împreună, ne-am întâlnit drumurile la facultate, la București, și până acum încă am reușit să atingem oficialul un sfert de secol pe acea scenă la Teatrul Regina Maria.
Mulți ani înainte, mulți înainte vă dorim. Mulțumesc. Cum este să faceți acest mix atât în viața de zi cu zi, cât și în fața publicului? E mai dificil decât în cazul unor colegi, pur și simplu, sau dimpotrivă e mai ușor? E mult mai dificil. Pentru că partenerul de scenă îți este și partener de viață și știi mult mai multe lucruri despre el decât știi despre un coleg, un simplu coleg cu care te întâlnești doar la teatru, chiar dacă sunteți mai apropiați sau prieteni, și îl cunoști foarte bine și inevitabil din interiorul tău îl protejezi mai mult sau ești mai sensibil sau și trebuie să faci abstracție de toată relația pe care o ai acasă atunci când te afli împreună pe scenă. Din punctul meu de vedere, nu pot să vă răspund la întrebarea asta, că nu știu cum e, poate ea știe, eu nu știu cum e să fii actor fără să fim împreună. După cum v-am spus, suntem împreună din anul întâi de facultate și am învățat meseria împreună. Deci cum ar fi să nu fiu căsătorit cu o actriță sau cu Mirela, nu înțeleg meseria asta altfel. Sunt pretențiile mai mari de la partener, având în vedere și relația pe care o aveți acasă, nu știu, cerințele, maniera de implicare? În mod cer suntem, adică în momentul când joci cu partenerul tău de viață pe scenă, în momentul când îți urmărești partenerul de viață pe scenă, încep să fie pretențiile, nu? Cum ai spus, mult mai, ca și cum ar fi față de tine. Sebi este un actor foarte, foarte exigent cu el și aplică același tratament și partenerului de scenă, mai ales atunci când partenerul de scenă este și soție. Ce-au însemnat pentru dumneavoastră acești 25 de ani de întâlnire constantă cu publicul, căruia evident i-ați oferit momente remarcabile, dar cu siguranță ați și primit de la public ceva în schimb la fel de prețios, de valoros? O foarte mare bucurie. O foarte mare bucurie că a fost timp de 25 de ani întâlnirea cu publicul orădean și nu numai, care ne-a răsplătit toate eforturile noastre și toată munca noastră de pe scenă, ne-a răsplătit-o cu aplauze, multe, multe, multe aplauze. Cum ați ales Oradea? Spuneați că ați fost împreună și vă cunoașteți încă din primul an de facultate această poveste întâmplându-se la București. Din toate opțiunile, din toate teatrele în care la un moment dat, după ce ați consolidat această carieră, ați fi putut să jucați, v-ați dus la Oradea. Oradea, de bună seamă, e un oraș superb, dar ce a stat în spatele deciziei dumneavoastră? Cum ați ales scena Teatrului Regina Maria din Oradea? Păi, sincer, noi am lucrat înainte, când am fost în facultate, în ultimii 2 ani. Ne-am întâlnit cu teatrul pe scena Teatrului Mic din București, unde am fost în corpul tehnic al teatrului, în timp ce eram student. Eu am fost regizor tehnic și ea suflător și doamna, Dumnezeu să o odihnească, Leopoldina Bălănuță. La final, când ne-am luat la revedere, ea ne-a sfătuit să venim la Oradea, în special domnul Mitică Popescu a spus: mergeți la Oradea, este un teatru foarte bun. Întâmplarea a fost ca primul concurs care a fost atunci, imediat în august, a fost la Oradea. Am venit, am dat concurs și am rămas aici. Și glumeam noi atunci la început, pentru că Sebi este clujan și eu sunt arădean, că nu suntem nici la mămica mea, nici la mămica lui, suntem undeva la mijloc. Să spunem celor care ne urmăresc despre faptul că această aniversare a celor 25 de ani va fi punctată printr-o întâlnire importantă cu publicul. Vreau să-mi dați detalii. Este vorba despre spectacolul Anonimul Venețian, care va avea premiera în 3 martie pe scena Teatrului Arcadia din Oradea, în regia Elvirei Râmbu și scenografia Oanei Cernea, cu Mirela Niță Lupu și Sebastian Lupu. O poveste de dragoste, nu? În stil italian, domnule Sebastian. Unul dintre cele mai frumoase
cea una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din cinematografia italiană, un film extraordinar, de mare succes prin anii 60, după care s-a transformat într-o piesă de teatru și acum am ales să punctăm acest eveniment, bineînțeles cu sprijinul Teatrului Regina Maria. Mulțumim pe această cale că s-au gândit să ne sărbătorească în așa fel. Deci e un spectacol foarte, foarte frumos. Telespectatorii noștri au văzut în imagini niște scene pe care le-am surprins la repetiții. Apropo, cum se încheagă compoziția? Cum merg repetițiile? Foarte bine! Foarte bine! Suntem pe ultima sută de metri. Am făcut luminile, sunetul, au apărut și costumele. Urmează repetițiile generale și suntem nerăbdători să ne întâlnim cu spectatorii la premieră și la următoarele reprezentații pe 7 și pe 9 martie de la ora 18. La Sala Mare, iar premiera, să spunem și acest lucru, în data de 3 martie de la ora 18, Sala Arcadia. Da. Este un sold out de multă vreme. Nici nu avea cum să fie altfel, având în vedere că suntem în situația pandemică unde publicul nu poate să participe în numărul optim în sală. Și apropo de întrebarea dată mai devreme, ar fi fost o problemă dacă nu s-ar încheia până acum înainte cu o săptămână înainte. Pentru că pomeneați momentul pandemic și știu, au venit foarte multe semnale din zona culturală, din zona artistică. Foarte mulți dintre colegii dumneavoastră au fost afectați în această perioadă, de bună seamă, de întreruperea, de această scurtcircuitare a legăturii cu publicul. Cum ați trăit aceste vremuri în care a fost foarte, foarte dificil să jucați pe scenă? Păi, noi am încercat să, ca și toate teatrele de altfel care au fost închise doar în stat pe perioada stării de urgență, după care am jucat în condițiile pe care le știe toată lumea, cu mască, cu distanțare, cu foarte puțini spectatori. Deci cea mai mare durere a noastră e că nu pot să vină toți spectatorii în sală și să-i vedem așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani să-i vedem, ocupând fiecare scaun cu 2-3 săptămâni înainte de spectacolele pe care le avem. Și mai este un lucru destul de trist în această perioadă, că spectatorii noștri, spectatorii de teatru, nu numai ai noștri, sunt obligați conform regulilor să fie cu masca pe față și nu putem să le vedem bucuria decât în ochi. De obicei le vedem și ragurile de dinți, foarte, foarte frumoase și foarte prezente în spectacole, în timpul spectacolelor. Acum ochișorii lor nu prea le vedem, însă le simțim toată energia și le mulțumim pentru faptul că au fost alături de noi în toată această perioadă, de care sperăm să scăpăm cât se poate de. Chiar asta vreau să spun, primim semnale din partea autorităților despre faptul că în curând restricțiile vor fi relaxate, din ce în ce mai relaxate. Și vreau să vă întreb ce vă doriți de la această întâlnire cu publicul la acest aniversar, care va avea loc, cum spuneam, în prima fază ca premieră în data de 3 martie, iar apoi alte două reprezentații în 7 și 9 martie. Deci acest spectacol va fi aniversarea noastră de 25 de ani de teatru pe scenă și dacă se mai joacă încă 15 ani de acum încolo. De fiecare dată va fi aniversarea noastră de 25 de ani de teatru pe scenă. Cea mai mare dorință, care ar fi cea mai mare așteptare a mea, ar fi ca printr-o minune dumnezeiască, în data de 3 să se deschidă toată sala să poată să fie plină, ceea ce nu cred că o să se întâmple. Însă îi asigurăm pe dragii noștri dragi că îi așteptăm la fiecare reprezentație cu aceeași bucurie să ne arătăm cum suntem la 25 de ani, la sfert de secol pe scenă împreună. Anonimul venețian este o poveste de dragoste foarte frumoasă, căruia încă dinainte de premieră îi doresc viață lungă și multe, multe reprezentații cu spectatori, mulți, mulți în sală.
Sunt ultimele 3 minute din intervenția noastră și vreau să vă întreb, toți acești 25 de ani în care, cum spuneați puțin mai devreme, v-ați bucurat de aprecierea publicului, de o grămadă de oportunități de a lucra și mai mult decât atât de a simți împreună. Care sunt cele mai importante lecții pe care teatru vi le-a adus în termeni legați, nu știu, de empatie, de solidaritate ca și echipă, de cuplu până la urmă, de relație de viață între dumneavoastră? În general, nouă ne place să lăsăm teatrul la ușă, la ușa casei. Când intrăm în casă, teatrul rămâne afară, pe cât se poate. Sigur că nu se poate tot timpul, dar am încercat să lăsăm în cuier, la intrare, teatrul și noi să ne vedem de viața noastră. Ducem gunoiul la fel ca oricare alt om, ne facem micul dejun la fel, facem, gătim, gătește și ei, gătesc și eu, gătește Mirela, ea gătește mai mult. Cum să zic? Da, bine, eu schimb puțin întrebarea, adică ce am învățat foarte mult de la meseria asta, de la cei 25 de ani de teatru pe scenă, îmi permit să fac vă asta, rog, nu știu dacă vă rog, vă rog, sigur. Am învățat că nu ai voie să-ți trădezi publicul. Și cred că de aici am spus tot. Aici intervine și iubirea și sinceritatea față de loialitatea față de public. Cam atât. O las pe Mirela, i-am lăsat un minut jumătate. Vă rog. Da, cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat din această meserie și pe care am încercat să-l aplic și în viața mea, de viața noastră, de familie, alături de cei doi copii ai noștri minunați, este răbdare și înțelegere. Răbdare, înțelegere și comunicare. Astea sunt lucruri foarte importante și pe scenă în timpul lucrului la rol și cred că sunt extrem de importante și într-o familie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi, la mulți ani încă o dată și vă dorim la cât mai multe astfel de oportunități de a încânta publicul de pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea, dar și din alte părți. Nu uitați, doamnelor, domnilor, la acest ceas aniversar se joacă Anonimul Venețian de Giuseppe Berto, premieră pe data de 3 martie la ora 18 și alte două reprezentații pe data de 7 și 9 martie. Mulțumesc foarte mult încă o dată și mult succes! Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit prin Plan Obiectiv. La final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor o zi excelentă. La revedere!